În Duminica Femeilor Mironosițe, înalt preasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, s-a aflat în mijlocul obștei de călugări viețuitori în mănăstirea Sfântul Ierarh Leontie din Rădăuți. Aici, împreună cu un sobor de 30 de preoți și diaconi, a slujit Sfânta Liturghie. În cuvântul său, ierarhul a subliniat importanța vestirii învierii de către femeile mironosițe. Duminica aceasta putem să numim Ziua Femeii. În lumea civilă, Ziua Femeii este la 8 martie. Frumos! Dar cel mai frumos este ziua aceasta. Femeile mironosițe, nu singure, ci împreună cu Iosif și Nicodim, sunt cinstite și sunt cinstiți astăzi. Pentru că l-au slujit pe Mântuitorul Iisus Hristos, mort fiind cu trupul, și pe Sfinții Apostoli, și mai ales au vestit faptul învierii Domnului Iisus Hristos. Învierea fiind temelia credinței noastre. Dacă Hristos n-a înviat, scrie Sfântul Apostol Pavel, zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră. Deci, credința se primește prin cuvânt, scrie Sfântul Apostol Pavel. Este o bucurie imensă astăzi și pentru faptul că este Duminica Mironosiților, a Sfintelor Femei Mironosițe, care, așa cum știm cu toții, l-au slujit pe Mântuitorul Hristos atât în viață, dar și în moarte și în înviere, și pentru acest lucru s-au bucurat de învierea Mântuitorului Hristos primele alături de Maica Domnului. Transmitând în același timp Sfintele Femei Mironosițe mesajul lor astăzi tuturor preoților și credincioșilor de a sluji, la fel ca și ele pe Mântuitorul Hristos, de a fi fără frică, fără teamă în slujirea aceasta a bisericii și mai ales mamele creștine a sluji familia lor. Tot duminică, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a sfințit mănăstirea de Maici cu cramul intrarea Maicii Domnului în biserică. Aceasta a fost construită în apropierea așezământului Sfântul Leontie, acolo unde sunt crescuți și educați 130 de copii. Orice mănăstire se face cu jertfă, jertfa unui om pocat și prea pocat, înainte a unui voivod, sau și mai ales jertfa credincioșului. Banul văduvei, banul văduvei. Iar banul bogatului este tot atât de prețios, pentru că, de obicei, bogatul este mai puțin darnic. Și totuși, dacă bogatul dăruiește cu toată deschiderea sufletească cel necesar pentru construirea unei biserici, a unii mănăstiri, Dumnezeu primește și mântuiește. Ne rămâne de la Sfântul Ioan Scăraru o învățătură. Și aș vrea să citesc doar o frază în care spune că dacă vrei să te lauzi cu ceva pe pământ, laudă-te cu ceea ce ai făcut înainte de nașterea ta. Iar dacă te lauzi cu ceva ce ai făcut după nașterea ta, atenționează Sfântul mai departe și că află omule că lucrurile acelea au fost făcute de Dumnezeu prin tine în timpul vieții tale. Ne mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a făcut partaj la această lucrare. Pentru început, obștea numără 9 monahii. Documente istorice atestă că în vechime, în același loc, a mai existat o mănăstire.